În ediția de astăzi îi vom cunoaște pe tinerii meritoși de etnie romă care vor să devină medici. Ei au candidat pe locurile speciale, iar această măsură vine ca un sprijin în procesul de reducere a decalajelor și discriminărilor generate de contextul istoric potrivnii minorității rome. Ansamblul Irinii ne va demonstra asta, doar dacă mai era nevoie, că una dintre cele mai populare compoziții muzicale este Sirtaki sau Dansul Zorba, iar la rubrica O carte, o minoritate vom vorbi despre Anton Pan, mai exact despre datele incerte legate de bibliografia sa. Copiii macedoneni ne vor încânta cu dansul și exuberanța lor. Festivalul Privegătoarea de Aur din Macedonia și cele 13 copile talentate vor face un spectacol de zile mari pe scena Cercului Militar din Craiova. Din anul 1992, studenții romi beneficiază de locuri speciale bugetate pentru accesarea învățământului superior. Această măsură vine ca un sprijin în procesul de reducere a decalajelor și discriminărilor generate de contextul istoric potrivnic minorității rome. De fiecare dată, de la an la an, au fost cu două sau trei sau mai multe locuri în plus sau minus. Anul acesta, la nivel național, sunt 479 de locuri la universități în toată țara, master 213 locuri și doctorat 79 de locuri. Pe județul nostru, de această dată, la universitate sunt 25 de locuri în Craiova, master 20, doctorat 3 locuri. La Universitatea de Medicină și Farmacie sunt 5 locuri, la master 2 locuri și doctorat 1 loc. Luiza Gherghe este o tânără de etnie romă, care prin ambiție și perseverență a reușit să dărâme barierele și prejudecățile și să fie vocea tinerilor care doresc să-și depășească condiția, să treacă peste tradiții și să doboare discriminările cu care se înfruntă această comunitate. Luiza s-a născut într-un sătuc mic din județul Olt, Tomeni, o localitate unde trăiesc în jur de 200 de romi, marea lor majoritate fiind lăutari. Drumul către medicină i l-a deschis doamna profesoară de biologie, care cu multă pricepere nu deschide doar minți, ci și suflete. Satul meu este preponderent majoritar cu locatari de etnie romă. Liceul l-am făcut în comuna Osica de Sus. Pot spune despre acest liceu numai cuvinte de laudă. A fost și este un liceu foarte bun, cu copii care au plecat mai departe spre diverse facultăți, chiar și medicină, politehnică, poliție. Deci când te-ai gândit tu să dai la medicină? M-am gândit încă din clasa 7 să dau la medicină. Mi-a plăcut foarte mult materia biologie, mi-a plăcut foarte mult biologia. Am îndrăgit această materie datorită și profesoarei mele, prin modul ei de a ne explica fiecare capitol în parte. Și acest lucru mi s-a reconfirmat în clasa 11-a, când am refăcut anatomia și fiziologia corpului uman și am decis să dau la medicină. Familia ta te-a susținut în această da, decizie? Da, familia mea m-a susținut în toate deciziile toate deciziile pe care le-am luat. Au fost foarte mândri de alegerea mea și m-au susținut întru totul. Ești în anul 6. Ce ți-a plăcut pe parcursul acestor ani de medicină? Care sunt amintirile care te leagă? Mi-a plăcut foarte mult colectivul, mi-au plăcut profesorii, mi-a plăcut faptul că am legat prietenii care cred eu că o să dureze o viață întreagă și mi-a plăcut și viața de student, care este foarte diferită față de cea de liceu, de elev. Cum ai candidat tu la medicină? Știu că... Da, eu am candidat pe locurile pentru romi, scoase pentru copiii de etnie romă. Au fost două locuri alocate romilor. Cred că am fost trei copii care au participat pe aceste două locuri. Eu am intrat la buget pentru că am avut cea mai mare notă dintre cei trei și știu că am mai intrat încă un băiat pe locul următor. Contează etnia sau contează să înveți carte? Contează să înveți carte.
Pe tot parcursul acestei facultăți nu am întâmpinat niciodată probleme despre etnia mea, legate de etnia mea, n-am întâmpinat nici la liceu, nici în școala generală. Nu au fost probleme. Ce vei face? Anul acesta termină anul 6? Da, o să am rezidențiatul în luna noiembrie. Apoi, după examenul de rezidențiat, o să-mi aleg specialitatea și o să parcurg rezidențiatul. Mi-ai spus puțin mai devreme legat de faptul că și mama ta își dorea să facă studii universitare, însă așa au fost vremurile. Da, dintotdeauna mi-a spus că ea a fost un copil conștiincios și și-ar fi dorit foarte mult să se evolueze, să meargă mai departe, dar așa fiind vremurile pe atunci și neavând nici susținerea părinților, nu a reușit să facă acest lucru. S-au schimbat concepțiile la nivelul etniei rome? Consider că da, având în vedere copiii din ziua de astăzi, mentalitatea din ziua de astăzi s-au schimbat în bine. Luiza nu vrea să se mai întoarcă în satul natal. Ea vrea să ajungă un medic de renume într-un mare spital, pentru că vrea să-și îndeplinească visul. Iar atunci când își dorește ceva cu adevărat, nimic nu-i stă în cale. Mi-aș dori o specialitate clinică. M-am decis că nu vreau o specialitate chirurgicală. Și mi-ar plăcea mai mult dintre toate oncologia și reumatologia. Te-ai gândit vreodată să te întorci în comuna natală, să te ajuți comunitatea sau vrei? Nu aș vrea să mă întorc acolo. Aș vrea să evoluez foarte mult pe plan profesional și aș dori să lucrez într-un centru cât mai mare. De câțiva ani, Partida Romilor Pro Europa îi ajută pe tinerii din comunitate să se pregătească mai bine la materiile la care susțin bacalaureatul și rezultatele se văd. Din ce în ce mai mulți elevi de etnie romă trec acest examen și se pot înscrie la o facultate. Alexandra, de exemplu, a terminat liceul anul acesta, a luat examenul de bacalaureat și e gata să înceapă o nouă etapă a vieții ei, studiile universitare. Visul ei a fost dintotdeauna să dea la medicină. Ea s-a înscris pe unul dintre locurile alocate etniei rome și a fost admisă. Partida Romilor are un program inițiat de câțiva ani buni, în care noi preluăm tinerii cam din clasa 7-a, a 8-a și le punem la dispoziție pe mai multe discipline, pe mai multe materii, meditații, ca să pregătească, tocmai să se pregătească pentru susținerea bacalaureatului. Ne-am bucurat de asemenea pentru că de la an la an am văzut că am obținut și rezultate foarte bune, pentru că nu am mai fost în rândul minorității rome, din punctul nostru de vedere, un număr foarte mare în ceea ce privește faptul că nu au susținut și că n-au reușit să treacă probele bacalaureatului. Anul trecut am avut un record, dacă vreți, am avut foarte mulți tineri care au reușit să intre la universități, nu numai în județul nostru, dar și în țară și peste hotare, pentru că tocmai au susținut bacalaureatul și au reușit să aibă acea diplomă de bac. Pentru că sunt și elevi care termină liceul, dar din păcate nu mai continuă sau n-au reușit să treacă probele bacalaureatului. Doresc să mă înscriu la Universitatea de Medicină și Farmacie pentru a ajuta oamenii, pentru a ajuta oamenii din comunitatea aceasta care m-a susținut și abia aștept să încep activitatea. La Universitatea de Medicină și Farmacie, dar la ce specializare, dacă vreau să ne spui? Specializarea medicină generală și sper ca pe viitor să îmi găsesc și o ramură care să fie pentru mine și să mă regăsesc în ea și să lucrez cu drag. În anii trecuți, cei mai mulți dintre tinerii de etnie romă se orientau către facultatea de drept. Anul acesta, elevii din această comunitate merg și către alte facultăți. Din câte am observat, s-au axat foarte mulți pe la facultatea de drept și administrație publică și în ultima perioadă, pentru că am mai făcut și noi cu ei, eu personal, le-am mai făcut așa, dacă vreau, niște informări cu privire la universitățile din țară, să nu se îngrămădească numai și numai la o singură universitate. Să intre și la management, să intre și la facultatea de litere, să intre și la tehnică. Sunt mai multe universități unde s-au împărțit romii atât în județ cât și în țară.
Din cele 5 locuri pentru romi alocate de Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova, la studii universitare de licență, 2 au fost la medicină generală. Tot pentru studenții de etnie romă mai sunt locuri la studiile universitare de masterat și un singur loc la doctorat. Anul acesta, ca și anii trecuți, au existat locuri, numai că n-am avut locuri pentru medicină generală. De această dată țin să mulțumesc rectoratului de la Universitatea de Medicină, pentru că la un dialog pe care l-am avut cu dumnealor am reușit să obținem 2 locuri pentru medicina generală, lucru care nu a mai fost până acum, decât la farmacie, la asistenți, dar la medicină generală nu. De această dată avem 2 locuri pentru tinerii noștri de etnie romă. Am absolvit anul trecut liceul, am obținut și diploma de bacalaureat cu media 9. Am absolvit Colegiul Ștefano Dobleja, de aici din Craiova, cu media 9. Pe științele naturii, de asemenea. Și acum m-am hotărât să dau la medicină dentară, pentru că este o meserie de viitor. Am rude în domeniu și mă atrage foarte mult domeniul acesta stomatologic. Eu, în momentul de față, sunt deja student la tehnică dentară, dar vreau să trec la pasul următor, la ceva mai avansat. Dar tinerii de etnie romă nu au candidat doar pe locurile speciale. De-a lungul anilor, ei au dovedit că nu le este teamă de concurență, iar astăzi sunt medici, avocați, profesori. Florina Stângă trece în an 4 la Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova. Ea a absolvit liceul Dobleja, iar în anul în care a dat la facultate, romii nu aveau locuri speciale la UMF Craiova. Dar asta nu a făcut-o să renunțe, ci din contra, a ambiționat-o. De fiecare dată am avut foarte multe solicitări pentru medicina generală. Din păcate n-am avut locuri. De această dată, cum spuneam mai devreme, am obținut 2 locuri. În fiecare an am avut tineri care au intrat cu examenele lor și fără a profita de faptul că au locuri acolo, au intrat chiar la medicină generală și sunt mândru de acești tineri, pentru că au demonstrat de-a lungul timpului că se poate intra și fără a obține un loc rezervat minorității române. Cu toate aceste exemple, în rândul în fața minorității rome, să le demonstrăm că tinerii noștri sunt o capacitate și că se poate face și altceva decât a migra undeva în Europa sau dincolo de Europa. Performanța în viață îți spune cuvântul. Avem foarte mulți medici deja și absolvenți ai Universității Medicine și nu numai la medicină, dar avem doctori, profesori, avocați, avem magistrați. Sunt foarte mulți tineri de care eu personal mă mândresc și nu numai eu, dar și minoritatea romă cu astfel de tineri. Motivația mea pentru a da la această facultate, de a merge către această facultate, a fost gândul de a putea ajuta cât mai mulți oameni și de a avea o carieră frumoasă. Admiterea la facultate a fost pe locurile normale, nu am beneficiat de locurile speciale pentru romi și a fost un succes. Cum a fost examenul? A fost un examen dificil? Din punctul meu de vedere, a fost un examen acceptabil. Locurile pentru etnia romă, din câte știam, nu mai fuseseră alocate pentru Universitatea de Medicină din Craiova și de aceea nu am putut să dau admiterea pe aceste locuri. Tânăra vrea să termine facultatea și să devină medic. Tot timpul a avut-o ca model pe sora sa, care a absolvit facultatea de medicină și acum este medic rezident. După ce o să-mi termin facultatea, îmi doresc să-mi găsesc un loc de muncă în domeniu și să profesez. Familia mea m-a susținut foarte mult și mă susține. Da, una dintre surorile mele a absolvit Universitatea de Medicină tot aici în Craiova și este deja medic rezident în Craiova. Și oarecum am avut oarecare influență în familie pentru a merge pe același drum. Florina spune că în timpul liceului a avut de suferit ca urmare a etniei sale. Nu același lucru s-a întâmplat la facultate, unde diversitatea e la ea acasă.
În legătură cu emanciparea femeii rome, tânăra spune că în ultima perioadă nu se mai pune un accent atât de mare pe căsătorile timpurii și fetele din etnia ei vor să studieze, vor să se emancipeze. În timpul liceului pot spune că am avut parte de câteva răutăți din partea colegilor, dar legat de cadrele didactice din liceu a fost totul în regulă. Totodată când am intrat la facultate, mă gândeam, poate o să dau de tot felul de oameni, de discriminare, știam că nu mai sunt profesorii din liceu, dar a fost cu totul și cu totul altceva, mult mai ok și colegii sunt super înțelegători, adică nu am avut niciodată vreo chestie legată de etnia mea sau de culoarea mea. Nu, am fost tratată la fel ca și restul colegilor. Este foarte frumos că generațiile care sunt și vin s-au emancipat și vor să iese din acea zonă legată și de căsătoriile timpurii. La fel, nu se mai căsătoresc de la vârste fragede, își continuă studiile. Și îmi place lucrul ăsta, că încearcă să-și depășească condiția. Crezi că tocmai educația ajută la această emancipare a femeii rome? Da, are un rol foarte important educația, dar și mediul în care te afli. Susținerea din spate care vine, familia, oamenii care sunt pe lângă tine și ei au un rol foarte important. Să înțelegem că sunt foarte mulți copii valoroși în etnia romă, dar familia nu-i ajută, nu-i descoperă și exact, nu-i susține. Sunt foarte mulți copii cu un fond foarte bun, care ar putea să facă foarte multe lucruri, dar nu au susținere din partea familiei. Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova poate fi considerată o universitate model și nu doar în România. Aici nu s-a pus niciodată problema de etnie, naționalitate, culoarea pielii sau religie. Multiculturalitatea e la ea acasă. În universități, multiculturalismul este o normă aproape antică. Nu se pune problema de etnie, de naționalitate, de religie. Întotdeauna a fost așa. Deci nu trebuie să facă eforturi pentru lucrul ăsta, pentru că e un mediu multicultural prin excelență. În privința normelor, a statisticilor, anul acesta, Universitatea de Medicină și Farmacie are alocate pentru aproape toate programele de studii câte un loc pentru candidații care provin din rândul etniei rome, atât la medicină, cât și la medicină dentară, la farmacie, la asistență medicală. De-a lungul anilor a avut mai multe locuri în mai multe programe de studii, la asistență medicală, la moașe, la BFKT, la radiologie, la farmacie, la tehnică dentară. Din momentul în care acești studenți sunt admiși la Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, mai contează etnia sau singurul lucru care contează este carte? În universități și în școlile de medicină contează inteligența și îndemânarea. Universitățile de medicină și farmacie din țară și la nivel internațional sunt familiarizate cu această esență a multiculturalismului, pentru că Universitatea de Medicină și Farmacie s-a născut odată cu multe alte naționalități, multe alte etnii care se regăseau printre studenții la medicină. Practic, peisajul Craiovei s-a colorat încă din anii 70 datorită Facultății de Medicină. Elevii de etnie romă din județul Dolj își pot procura recomandările de apartenență etnică de la sediul Partidei Romilor Pro-Europa filiala Dolj, în mod gratuit, doar în baza rezultatelor la învățătură și a comportamentului în comunitate. Nu numai faptul că avem și punem la dispoziție profesori și cadre didactice pentru meditație,
dar Partida Romilor are dreptul prin lege de a elibera o recomandare care este eliberată de noi, de Partida Romilor, pentru minoritatea romă de a intra pe locuri rezervate minorității rome. Este o lege dată de Guvernul României în care poate să intre și poate să obține un loc doar cu recomandarea Partidei Romilor. Pentru că Partida Romilor este singura organizație reprezentativă la nivel de Parlament și cu putere de decizie în acest sens. Cu ajutorul Partidei Romilor Pro Europa o să am această ocazie de a candida pe aceste locuri speciale pentru romi. Și totodată vreau să mulțumesc tuturor celor care sunt implicați în această organizație și chiar îmi sunt de mare folos și m-au ajutat mereu când am avut nevoie de orice. Ce altceva îți mai place să mai faci în afară să înveți pentru medicină? Ce alte hobby-uri mai ai? Păi îmi place să mă plimb cu bicicleta, îmi place să, nu știu, să mă plimb prin parc, prin natură, să mai citesc uneori cărți. Părinții te-au susținut în demersul tău acesta? Da, m-au susținut și chiar sunt fericiți că am ales această cale și chiar mă susțin cu tot ce înseamnă financiar, tot. Așadar, cetățenii de etnie romă pot aplica an de an la universități atât pe locuri finanțate de la bugetul de stat, repartizate special pentru această categorie de candidați, cât și pe locurile finanțate de la bugetul de stat, adresate tuturor cetățenilor români sau ai Uniunii Europene. Una dintre cele mai populare compoziții muzicale este Sirtaki sau Dansul Zorba. Magia nu ar fi completă fără pașii de dans și iubirea pentru viață. Dansul Zorba este mult asociat cu linia sonorică a filmului Zorba Grecul. Acest dans are la bază pașii de Sirtaki, cu o complexitate și o varietate de timp și ritmuri. Formula ansamblului nostru este de 12 persoane în momentul de față, iar noi perpetuăm acest dans din generație în generație și din ansamblu în ansamblu. Linia sonorică a filmului este preluată de către mulți dintre grecii de în ziua noastră și de către noi, normal, pentru a dansa și a prezenta dansul acesta în fața publicului numeros. Alexis Zorbas este unul dintre personajele memorabile, însă puțin știu că el a fost o persoană reală și nu un personaj fictiv. Originile dansului Sirtaki sunt, în general, legate de festivități și petreceri, acestea fiind ori oficiale, ori în familie. Grecii, după câte bine știți, sunt o fire foarte artistică, atât pe partea de muzică, cât și de dansuri. Sunt niște oameni plini de viață care apreciază foarte mult să se distreze. Iar ei bine, acest dans este, în general, dansat în cadrul festivităților.
În localitatea Stavros, în 1964, s-a turnat filmul Zorba Grecu, acest film devenind astfel un brand de țară. În cadrul ansamblului prezentăm o varietate de dansuri, atât din diferite zone ale Greciei, cât și dansuri de petrecere. În principal, dansul nostru de bază este normal Zorba, adică Sirtachiul, Zebeticoul, care este dansul în jurul paharului, și Kalamatianoul, un dans arhicunoscut de-a lungul Greciei, dansat la orice petrecere, aproape orice melodie. Grecii sunt oameni veseli și petrecăreți, au un spirit liber și creativ. Talentul artistic face parte din ADN-ul lor. Personaj cu totul aparte, în lumea românească a secolului al XIX-lea, a fost Anton Pan. Este unic în literatura română, fiind foarte multe date incerte legate de bibliografia sa. S-ar fi născut în Bulgaria, mama sa ar avea origini grecești, iar tatăl său ar fi rom căldărar. Anton Pan este unul dintre personalități, e una dintre personalitățile cel mai greu de caracterizat. Pe de o parte, e un caz unic în literatura română, pentru că sunt foarte multe date incerte legate de biografia sa, spre deosebire de alți autori din literatura românească din aceeași perioadă, despre care se știu totuși foarte multe. Pe de altă parte, există, a lucrat foarte mult, a editat foarte mult, a scris foarte mult și în foarte multe domenii. Ion Manole, unul dintre cei care îi dedică o monografie, numără undeva la 100 de cărți editate, tipărite, creație a lui Anton Pan. Cea mai bună, cea mai succintă și cea mai elegantă caracterizare a lui Anton Pan, în timp perspectiva mea, e cea pe care o face Lucian Blaga, care oarecum îl descrie ca fiind un profesor de muzică, care își împarte viața între biserică și aventură, preocupat în același timp de dragostea și înțelepciunea populară. Dar poate ideea asta ar merita un pic dezvoltată. Bibliografia sa pare un roman, iar asupra anului nașterii sale există mai multe variante. Ideea că a avut Anton Pan o viață aventuroasă, o viață tumultoasă, are mai multe semnificații. Întâi de toate, a avut o viață aventuroasă în sensul tare al cuvântului. Ai de multe ori impresia că stai în fața unui roman. Am să dau un singur exemplu. Asupra anului nașterii sale există mai multe variante.
primul său biograf, Teodorescu, susține că Anton Pan s-ar fi născut în 1794. Alți autori susțin că s-ar fi născut în 1796-97. Pan însuși, în două testamente diferite, unul alcătuit în 1849, altul alcătuit în 1854, dă două variante. Spune într-unul dintre ele că s-ar fi născut în 1796, în altul că s-ar fi născut în 1797. Unii susțin că aceste date incerte sunt legate de relația lui Anton Pan cu armata rusă. Alții spun că, din contră, Anton Pan a soțit armata rusă pe post de cântăreț. Au existat tot felul de supoziții. Una dintre ele este că în 1812, când împreună cu mama sa Tomaida, grecoaică, trece din Bulgaria, de unde se născuse, granița și ajunge în Chișinău, ar fi declarat autorităților un an de naștere diferit, de teama de a nu fi luat în armata rusă, de a nu fi incorporat în armata rusă și de a nu sfârși precum cei doi frați ai săi care au murit în războiul ruso-turc din perioadă. Alți autori, din contră, susțin că ar fi fost capturat de armata rusă și că ar fi ajuns la Chișinău, nu s-a oprit la București, tocmai datorită faptului că a călătorit împreună cu armata rusă și ar fi fost chiar muzicant în cadrul armatei. Anton Pan a fost culegător de folclor. A fost poet, compozitor de muzică religioasă, tipograf și profesor, dar și compozitorul imnului Deșteaptă-te române. Într-un fel, el reprezintă un spirit vechi într-o lume, conservator unui spirit vechi într-o lume de profunde schimbări, de profunde mișcări. Are, deși nu participă la mișcarea națională, are un important rol în afirmarea identității și perspectivei naționale. Este cel care a alcătuit melosul, melodia actualului imn național. Inițial, în 1839, pe această melodie pune versurile lui Grigore Alexandrescu din Sânul Maicii Mele și dedică întreaga melodie, întreaga compoziție viitorului sfânt, pe atunci episcop, Iosif Naniescu. În 1848, la Râmnicu Vâlcea, deci aici, în Oltenia, la o întâlnire dedicată, o ceremonie de jurământ, dedicată Standardelor Libertății Naționale, Pan, împreună cu alți cântăreți, pune pe aceeași melodie versurile pașoptiste a lui Andrei Mureșanu. Deci, iată, o personalitate care nu era implicat în mișcarea națională propriu-zis, dar care are o foarte mare contribuție. Și asta se vede și din alte scrieri de ale sale, din felul în care își dedică, din felul cărțile, din felul în care își orientează lucrarea. De-a lungul timpului nu face altceva decât să încerce să transpună în limbaj românesc toate textele de slujbă. Și la un moment dat, într-una dintre cărțile sale, într-o carte de heruvice, și le și propune, le și sublinează viitorilor săi ucenici să cânte pe limba și pe graiul românesc, pe limba și pe graiul lor. Rămâne o mare incertitudine în jurul etniei sale. Nu se știe ce a fost, grec, bulgar, rom, turc sau român. Nu se știe sigur. A fost grec, a fost român, a fost bulgar, a fost vlah, a fost turc, au existat ipoteze chiar că ar fi fost turc, a fost rom, nu există certitudini. Se știe cu siguranță că mama sa a fost grecoaică. Există iarăși elemente clare, știm că vorbea foarte bine grecește, că vorbea foarte bine românește, că vorbea bulgară, vorbea turca și mai puțin bine, dar vorbea și limba rusă. Despre tatăl său, singurul lucru care se știe cu certitudine este că a fost călderar. Și de aici o serie de ipoteze legate de etnicitatea sa. Dar indiferent de cum ai privi, dincolo de etnicitate, nu poți să nu vezi orientarea sa către neamul și către românesc și către biserică. Anton Pan are capacitatea de transmitere a spiritului vremurilor sale. Vechiul și noul se întâlnesc în opera sa. Are una dintre marile lui calități, este tocmai această transparență, această capacitate de a reține și de a transmite spiritul vremurilor sale și de a fi martor tuturor curentelor pe care le întâlnește. Dau un singur exemplu. Nu doar că vechiul și nou se întâlnesc în opera sa,
ci și diferitele rezonanțe de tip balcanic, de tip oriental, de tip occidental, par să se cuprindă. Dacă ne uităm, de exemplu, la Spitalul Amorului, una dintre celebrele sale cărți, mai puțin cunoscute, poate, cititorilor, o să vedem că acolo sunt și cântece cu isp psaltic, care se apropie de perspectiva orientală, perspectiva bisericească, dar în același timp și cântece folclorice ale poporului românesc și în același timp și cântece din spațiul occidental. Deci pare să fie un om deschis în mod constant și universalului și etnicității, dincolo de tipăriturile în care se văd cunoștințele sale, faptul că era un poliglot și cunoștințele sale despre diferitele națiuni. Această încercarea lui de a sintetiza, de a juxtapune diferite stiluri și diferite perspective transpară în toate operele sale. Spitalul Amorului, cartea lui Anton Pan, este de fapt o broșură care cuprinde traduceri și creații culese de acesta. Sunt cunoscute 6 astfel de broșuri. Din cercetările noastre, cartea a fost tipărită în anul 1850, în tipografia lui Anton Pan, se intitulează Spitalul Amorului și este tipărită cu caractere de tranziție de la alfabetul chirilic la cel latin. Noi mai avem în bibliotecă o altă ediție tipărită în 1891 și această ediție cuprinde toate cele 6 broșuri. Este disponibilă pentru consultare la colecții speciale. Cealaltă carte despre care v-am povestit, cealaltă broșură, prima despre care v-am povestit, se află în colecția Academician Dan Berintei și va face parte din colecția Muzeului Cărții și Exilului Românesc. Cea deținută de Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman este cea de-a doua broșură, tipărită în 1850. Festivalul Privighetoarea de Aur din Macedonia cooperează cu Asociația Macedonenilor din România de mai bine de 20 de ani. Iar o colaborare atât de lungă spune multe despre cooperarea pe toate palierele, dar și despre legătura care se realizează între etnicii macedoneni din România și Macedonia. Putem să aducem în sânul populației majoritare, dar și în sânul comunității macedonene din cele două mari orașe, București și Craiova, un suflu nou, adus de către copiii corului respectiv al festivalului Privighetoarea de Aur din Republica Macedonia de Nord.
Violeta Bairam este coregrafa corului Festivalului Privighetara de Aur din Macedonia, din care fac parte 13 copile talentate. Violeta a fost prima balerină a Macedoniei și este foarte exigentă cu elevele ei. Acest festival se ține în Macedonia de 53 de ani și este considerat pe bună dreptate un brand de țară. El se desfășoară an de an sub patronajul președinției Macedonie, iar în străinătate corul prestează pentru etnicii macedoneni. Pentru mine este o plăcere foarte mare să lucrez cu copiii. Viața mea este plină de cântece și dansuri și mă străduiesc să transmit aceste lucruri și copiilor. Noi lucrăm câte 3 luni, copiii de obicei sunt aleși pe baza calităților vocale, dar copiii din ziua de astăzi au energie foarte mare, așa că trebuie să-și ocupe timpul cu lucruri plăcute. Cu energie debordantă, copiii prezenți pe scenă au impresionat prin talentul interpretării, dar și al dansului. Aproximativ o oră de cântec macedonean ce a stârnit ropote de aplauze. Imam 12 godin i živem v Skopje. Preubavo se čustvoval na... Eu sunt din Skopje, iar în seara aceasta m-am simțit foarte bine pe scenă. Recunosc că am avut și emoții, dar cu toate acestea, și aici, și la București, m-am simțit extraordinar. Na vistina mene mnogo mi značat. Thank you.
În seara aceasta a fost o onoare pentru noi să avem un spectacol în România. Ne-am simțit foarte bine și îi mulțumim pe această cale coregrafei noastre, doamna Violeta Bairam. Violeta Bairam. Anul trecut, Asociația Macedonenilor din România a fost reprezentată la festivalul Privighetoarea de Aur de către Georgiana Stancu, fiica deputatului Ionel Stancu, iar de data aceasta Georgiana a interpretat o melodie consacrată Macedonia.